însuși mână în luptă vijelia îngrozitoare care vine. Vine. Calcă totul în picioare. Mircea, eroul unei națiuni. Un film pe care Sergiu Nicolaescu îl prefațează într-un interviu neobișnuit. Favoritul lui Nicolae Ceaușescu era, de fapt, Mihai Viteazu. La un moment dat a fost informat că Mihai Viteazu n-a domnit decât 7 ani. Și atunci a schimbat simpatia pentru Mircea, care domnise 30 și ceva de ani. Duminică, noi suntem români la TVR 1.